Bună seara și bun găsit la știri pentru început. Iată titlurile zilei. O fată de 23 de ani a fost izbită din plin de o mașină și apoi proiectată în fața unui alt autoturism. Accidentul s-a petrecut aseară pe raza localității Lățcani. Grefierii au protestat astăzi în fața instituțiilor și au întrerupt lucrul în semn de nemulțumire față de decizia guvernului de a nu le mai acorda pensii de serviciu. Un tânăr din Iași, diagnosticat cu cancer limfatic, a primit o nouă șansă la viață. Medicii de la Institutul Regional de Oncologie i-au făcut acestuia un autotransplant. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un accident s-a petrecut aseară la ieșirea din Iași, pe raza localității Lețcani. O fată de 23 de ani a fost izbită din plin de o mașină și apoi proiectată în fața unui alt autoturism. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 18, iar tânăra este internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, iar starea ei de sănătate este una stabilă, dar gravă, spun medicii. Șoferul vinovat de producerea accidentului circula pe ruta Târgu Frumos Iași și le-a spus polițiștilor că nu a văzut-o la timp pe tânără care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni. După ce a fost izbită din plin, tânăra a fost proiectată într-o mașină care venea din sens opus. În acest caz, polițiștii au deschis dosar penal. Protest la Curtea de Apel și parchetul din Iași. Grefierii au ieșit în fața instituțiilor și au întrerupt lucrul în semn de nemulțumire față de decizia guvernului de a nu le mai acorda pensii de serviciu. Grefierii instanțelor de judecată contestă eliminarea beneficiilor care le-ar fi adus venituri decente după ce ar fi ieșit la pensie. Oamenii au amenințat că vor protesta zilnic. În cele din urmă, Camera Deputaților a amânat votul asupra proiectului privind abrogarea pensiilor speciale. Pe scările Curții de Apel, Iași, grefierii și personalul auxiliar și-au spus nemulțumirile. Pensia de serviciu venea ca o recompensă pentru munca desfășurată și pentru faptul că nu putem să desfășurăm alte activități și ne revoltăm față de faptul că puterea executivă și puterea legislativă s-a gândit să oprească, spun ei, acest privilegiu. Noi îl considerăm chiar un atac la puterea judecătorească, pentru că noi, magistrații și grefierii, reprezentăm puterea, a treia putere în stat, puterea judecătorească. Grefierii spun că pensia de serviciu reprezintă o recompensă pentru munca depusă, dar și pentru că nu pot să desfășoare și alte activități. Un astfel de caz este cel al Mioarei Balaur. Grefiera mai are 3 luni până să iasă la pensie. După aproape 20 de ani de muncă, femeia riscă să piardă pensia de serviciu care i-ar fi asigurat un trai decent. Aproape 20 de ani ai mei de vechime, nu am putut, croșeta un fular, o căciuliță, un mileu pe care s-o vând în piață cu 2 lei, ceea ce alte categorii, cum sunt sănătatea, învățământul, profesorii și orice alt bugetar își poate deschide un butic, poate face orice alte activități independente. Noi, grefierii, nu putem avea absolut nici o activitate independentă sau de familie cu care să ne completăm salariul, care nu este extraordinar de mare. Și grefierii abia intrați în sistem sunt îngrijorați din cauza eliminării pensiilor. Pensia de servicii, din câte știu eu, undeva la 85% din ultimul an. Și dacă ar fi din cotizare, cred că ar fi mult mai mult. Am înțeles undeva cu 40% din mai puțin. Guvernul vrea să aloce pensii speciale doar militarilor, polițiștilor și acelor care au lucrat în SRI, SIE, SPP, STS și ISU sau administrația penitenciarelor. În această după-amiază, Camera Deputaților a decis amânarea proiectului privind abrogarea pensiilor speciale, mai puțin pentru militari și polițiști. Votul va fi reluat într-o altă ședință de plen, cel mai probabil anul viitor.
Camera Deputaților a votat astăzi în calitate de for decizional dublarea locațiilor pentru copii începând cu data de 1 ianuarie. Propunerea a venit din partea PSD și a trecut cu 179 de voturi pentru și 29 de abțineri. Deputații PNL și-au scos cartelele din aparatele de vot, astfel că nu au putut vota pentru sau împotrivă. Impactul bugetar estimat este de 6 miliarde de lei. Copiii peste 2 ani vor beneficia de o alocație de 300 de lei pe lună, iar cei sub 2 ani sau de până la 3, în cazul copiilor cu handicap, de 600 de lei pe lună. Amenzi mărite pentru vatmanii și șoferii companiei de transport public din Iași. Dacă aceștia nu au numele afișat pe cabină, atunci riscă o amendă în valoare de 700 de lei. Sancțiuni vor primi și conducătorii care nu expun la vedere legitimația de serviciu, iar dacă un șofer nu oprește într-o stație, atunci poate fi amendat cu 700 și chiar cu 1000 de lei, amenzile fiind cel puțin duble față de cele existente în prezent. De sancțiuni nu scapă nici compania de transport, în cazul în care autobuzele sau tramvaiele nu sunt curate sau au defecțiuni tehnice, compania riscă să fie amendată cu 1000 de lei. Consilierii doresc majorarea amenzilor aplicate personalului care lucrează pe astfel de mijloace în comun, pentru a-i responsabiliza și pentru a-i determina să fie mai respectuoși cu cetățenii. Noile tarife vor intra în vigoare de anul viitor dacă proiectul de hotărâre primește avizul din partea Consiliului Local, ce se va întruni la finalul acestei săptămâni în ședință. Șansă la o viață nouă în prag de sărbători, un tânăr din Iași diagnosticat cu cancer limfatic a scăpat din ghearele cumplitei boli cu ajutorul medicilor de la Institutul Regional de Oncologie. După ședințe lungi de chimioterapie, bărbatul a suportat un autotransplant. Intervenția a decurs bine, iar acum tânărul se bucură de o nouă viață. La 26 de ani, Ștefan a primit cea mai frumoasă veste din partea medicilor de la Institutul Regional de Oncologie. Procedura de autotransplant a dat rezultate scontante, așadar își poate continua viața ca orice om normal, chiar dacă a trecut prin ședințe cumplite de chimioterapie, iar spitalul i-a devenit a doua casă luni întregi. A ajuns la spital cu o durere la picior, iar câteva luni mai târziu avea să afle diagnosticul ce i-a dat viața peste cap. Tot a început cu o durere în șold, care ulterior s-a mutat la o durere în umăr. Am făcut investigații peste investigații. Într-un final am aflat că sunt pasibil de limfom Hodgkin. Ulterior am făcut o biopsie și a venit rezultatul. Am început tratamentul. A funcționat bine. După care a reapărut boala, a fost o recădere. Ulterior am făcut altă schemă de tratament și totul a fost ok. Apoi am făcut autotransplantul și acum tind eu să cred că totul este foarte bine. După această procedură aș putea spune că mă consider norocos și văd viața puțin diferit. Sunt bucuros că am avut parte de acest autotransplant. Toată procedura în sine a fost mult mai plăcută decât mă așteptam să fie. Autotransplantul presupune transferul celulelor medulare recoltate de la pacient și administrate aceluiași pacient după ce bolnavul urmează un tratament specific. Limfomul Hodgkin, cunoscut și sub numele de boala Hodgkin, este un cancer al sistemului limfatic care face parte din sistemul imunitar. Celulele sistemului limfatic se înmulțesc anormal și se răspândesc rapid. Pe măsură ce boala progresează, afectează și capacitatea corpului de a lupta împotriva infecțiilor. Limfomul afectează nodulii limfatici de la nivelul gâtului, zonei axilare și inghinale. Pacientul care urmează un autotransplant trebuie să primească o chimioterapie în doze mari, care va distruge boala hematologică de care suferă el, dar care, din păcate, va distruge și măduva osoasă normală. De la deschiderea compartimentului de transplant celule stem hematopoietice din cadrul secției de hematologie, medicii au realizat 52 de proceduri de autotransplant. Pacienții cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani provin din toate județele Moldovei.
Sunt aproape 2 ani de când am primit acreditarea compartimentului de transplant medular și am reușit să realizăm 57 de transplanturi. Mă refer la pacienți care au beneficiat de autotransplant. Pacienții sunt toți bine, solicitările sunt mult mai mari decât capacitatea unităților care realizează această procedură. Compartimentul de transplant medular de la Institutul Regional de Oncologie Iași este singurul din regiunea Moldovei. Investițiile în centrul de transplant de celule STEM au ajuns la 3,3 milioane de lei, banii provenind de la Ministerul Sănătății. Consilierii județeni au dezbătut ultimele proiecte de pe ordinea de zi din acest an. Proiectele au vizat rectificări bugetare, modernizări ale drumurilor județene, înființarea liniei de gardă la Spitalul de Copii, inițierea unui centru de excelență pentru juniori, precum și alte puncte de administrație ce au trecut de voturile plenului. La ultima ședință din acest an, aleșii județeni au căzut de acord asupra unui armistițiu și au votat în unanimitate pentru revenirea asupra deciziilor forțate din ședința din octombrie. Iar în cadrul ședințelor comisiilor reunite, împreună cu ceilalți colegi de la grupurile politice reprezentate în Consiliul, am ajuns la armistițiu, cu ghilimele de rigoare, ca să zic așa, pentru a nu afecta activitatea deliberativului Consiliului Județean. Și în acest sens, în consens cu domnii lor, am hotărât împreună să revenim la configurația inițială a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Și când spun inițială, mă refer la cea de acum, de dinainte de acum două sau trei ședințe în Consiliul Județean, înainte de a porni diferendele pe care, sigur, dumneavoastră le-ați văzut și inclusiv în presa locală. Și să revenim atât la configurația comisiilor, cât și la modul de lucru acestora. Pe ordinea de zi au figurat câteva 10 de proiecte de hotărâre, printre care și unul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale aeroportului Iași. Din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii aeroportuare, ceea ce se prevedea în acel proiect este foarte mult față de ceea ce am gândit noi inițial. Este o dezvoltare mai mult decât dublă față de ceea ce am creat noi ca cereri în master planul pe care îl realizăm. Data este doar o cerere. În premieră vă anunț că nu-i singura. Am mai primit la aeroport încă una. Deci probabil să în mai mare să mai avem o astfel de prezentare, astfel încât dumneavoastră să puteți să luați decizie cunoscând mai multe oportunități, mai multe variante de dezvoltare a aeroportului. Tot în ședința de astăzi, consilierii județeni au votat modernizarea drumului județean Andrieșeni prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Supus la vot a fost și proiectul privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în specialitatea de chirurgie plastică. Cheltuielile de personal pentru funcționarea lunară a acestei linii sunt de 14.820 de lei. Pacientul de vârstă pediatrică nu poate fi examinat și tratat în Spitalul Sfântul Spiridon pe parte de chirurgie plastică, pentru că ei nu au circuite funcționale, nu au sistem de ventilație pentru copil, pentru această vârstă. Avem chirurgi plasticieni în spital. Chirurgul de chirurgie generală și ortopedie nu poate să facă treaba chirurgului plastician pentru că își depășește competențele. Etapa județeană pentru 32 de olimpiade și concursuri va fi organizată de Inspectoratul Școlar Județean în perioada ianuarie-martie 2020 cu sprijinul Consiliului Județean. Aleșii județeni și-au dat girul pentru ca aceste competiții să fie finanțate de CJ cu suma de aproximativ 72.000 de lei. Consilierii au mai decis și ca taxele și tarifele practicate de Consiliul Județean și de către instituțiile din subordine pentru 2020 să rămână conforme cu acest an. Începând cu data de 15 decembrie, CFR Călători a suplimentat numărul de trenuri pe ruta Iași-Ciurea. Au fost introduse 8 perechi de trenuri regio care se adaugă celorlalte trenuri care tranzitează gara Ciurea. Decizia CFR este salutată de primarul Cătălin Lupu, care speră în decongestionarea traficului. În fiecare dimineață, din lunga Cetățui până în capăt Cuc, distanța de 3 km este parcursă în 15-20 de minute. Am avut bucuria să observ că CFR-ul a luat ca o măsură, și zic
zicem noi, bună, de a suplimenta pe traseul Iași-Ciurea un număr de 8 perechi de garnituri înspre Iași și înspre Ciurea, la diferite ore. Durata media a călătoriei este de 17 minute, iar prețul unui bilet la clasa a doua la trenurile Regio este de 3,90 lei. La primele ore ale dimineții sunt 4 trenuri spre Iași, 2 care vin dinspre Vaslui la ora 5 și la ora 6 și 2 care pleacă din Ciurea la 6,28 și 7,27. Da, cred că este o măsură bună luată de CFR. Încercăm să... și prin aceste măsuri de acest gen să descongestionăm traficul între localitățile Ciurea și Iași. Dimineața și după amiaza este extrem de aglomerat și face casă bună cu dorința oamenilor de a circula mai ușor și de a ajunge mai repede la oraș. Și locuitorii din Ciurea au salutat decizia CFR, dar cer și condiții pentru transportarea bicicletelor. Luni dimineață, în jurul orei 3, doi bărbați de 58, respectiv 64 de ani, au fost prinși în flagrant în momentul în care părăseau un apartament din care au furat. Aceștia erau urmăriți de mult timp de către polițiști după ce au dat în acest an mai multe spargeri în Galați. La perchezițiile domiciliare efectuate au fost găsite mai multe bunuri provenite din comiterea infracțiunilor de furt. Bunurile confiscate sunt bani, bijuterii, obiecte electronice, parfumuri, bunuri alimentare, dar și alte obiecte folosite la comiterea infracțiunilor. Pe numele celor doi bărbați s-au emis mandate de arestare pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile, să vedem cum va fi vremea. Urmează rubrica Meteo. Astăzi vremea a fost rece și predominant însorită. În cursul nopții, în sud și în zonele de deal s-au semnalat ușoare precipitații ce au favorizat depuneri de polei. Vântul a suflat slab până la moderat cu intensificări de până la 20 de km pe oră. Temperaturile maxime sunt destul de mari pentru această perioadă, fiind cuprinse în general între 8 și 17 grade Celsius, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 1 grad și 4 grade. În următoarea perioadă vremea va fi rece în mai toate regiunile, dar cu temperaturi în creștere. Soarele va fi prezent în toată Moldova, iar dimineața și seara se va semnala ceață, în special în zonele montane. Cam atât despre vreme, să aveți zile cât mai frumoase! Scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente cu invitatul din această seară. Rămâneți aici!